Pompierii bistrițeni au avut de intervenit în cazul a 3 incendii în doar câteva ore în diferite zone ale județului Bistrița-Năsăud. Cauzele acestora au fost coșurile de fum necurățate. În fiecare sezon rece, pompierii au 10 de intervenții din cauza coșurilor de fum necurățate corespunzător sau defecte. Numai azi noapte, în doar 3 ore, 3 incendii au izbucnit din cauza acestora. Primul apel la 112 anunța cu puțin timp înainte de ora 23 că un incendiu a izbucnit pe strada Ion Pop, Reteganul, din Bistrița. Mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud au ajuns de urgență la locul indicat și, din fericire, au reușit să lichideze incendiul înainte ca acesta să se extindă. Focul a pornit de la un coș de fum necurățat corespunzător. Următoarele incendii, izbucnite în localitățile Rebra, respectiv în josenii Bârgăului, au fost și ele lichidate cu succes. Pompierii atrag atenția și spun că cetățenii sunt primii responsabili pentru ceea ce se întâmplă în locuințele lor. Reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud recomandă tuturor să își verifice, repare și să își curețe coșurile de evacuare a fumului, lucru care ar trebui făcut de către o persoană autorizată.